Domnul Iohannis, mă scuzați că vă deranjez, dar gata, domne, întrerupeți turneul cu cartea. Poate n-ați fost pe fază, dar referendumul a trecut, da, ați câștigat, gata. Dă-o încolo de carte, care nici măcar nu e carte, adică mi-ar fi rușine să numesc carte așa ceva. Cât o fi făcut, mă, domn președinte, din cartea asta? Cred că bagă un Miami lejer anul ăsta. E de departe cel mai bine plătit scriitor din România. Neabăse, hai, termină cu Cărtărescu, cum îi zici, matale. Te așteaptă alt scriitor aici. Ai de citit? Cred că Băse nici nu mai știe să citească, a? A, chiar, ia uite, bă, ce prost sunt. Nu, mă, stați, că și Băse a scris. Mai de mult, da, era tânăr. Se publică acum ce a scris el atunci. Așa e, tată, când ai valoare. Și nu degeaba vorbim despre Băsescu. Știți că nu-mi face nicio plăcere și că simt nevoia să fac un duș după ce-l văd. Se poate construi o majoritate serioasă, o majoritate pentru români, pentru România, o majoritate care începe să se contureze cu semnarea pactului și o să lucrăm la ea cu PNL-ul pe post de locomotivă, cu USR, cu cine va mai veni. Există în România forțe politice responsabile. A, știu, știu, știu planul. PNL e locomotiva, USR e primul vagon și PMP e vagonul restaurant cu Matolache pe post de mare consumator. Mă, pe scurt, că eu tot nu înțeleg. Cum să faceți, mă, o altă majoritate? Să vă întreb câte una alta? Cum faceți cu pro-România? Vom vota toți parlamentarii pro-România, la vedere, ca să nu fie discuții, moțiunea de cenzură în această sesiune. Dar nu semnăm niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid. A, o votez, dar n-o semnez. Adică și cu votul în moțiune și cu sufletul în rai. Complicat. Apoi să vii la putere cu pro-România? Își face iluzii cineva că Ponta o să facă altceva decât să critique în continuu măsurile PNL-ului? Și pe bună dreptate, pentru că pro-România va face în continuare opoziție. Că doar opoziția le aduce lor voturi. Ponta e ceva de genul: da, mă, votez să cadă guvernul doar ca să vă văd ce faceți după aia, cum vă rupeți gâtul pentru că sunteți proști. Dar oare USR n-o să fie la fel? Dar PMP? Oare nu vor trage toți ca PNL să-și rupă dinții și gâtul și ce-o mai fi rămas întreg la acest partid după competenta conducere a lui Orban? E greu, da. În acest moment toate variantele par proaste, foarte proaste, începând cu varianta de față, Viorica premier. A, dar cum mai merge, Enea Iohăniță, treaba cu pactul ăla, a? Deci PNL și USR fără condiții semnează. Ei, cine face fițe? PSD-ul. Ei, se poate? După ce și-au luat-o la vot, oamenii s-au exprimat clar. Lumea se așteaptă acum să facă ce trebuie. O, ce limbaj, fițe! Face PSD-ul fițe. Și poate cineva să le facă ceva ăstora de la PSD? Nu, bineînțeles că nu. Vor uita toți de pact și de mama pactului. Era o idee tâmpită oricum. Dar Iohannis o să sfârșească fiind luat la mișto cu pactul ăsta complet inutil. O sinucidere morală.